Biroul politic teritorial al PNL Suceava a decis că Ștefan Alexandru Băișanu trebuie să rămână în continuare președinte al PNL Suceava. Decizia nu este o surpriză pentru nimeni, având în vedere că cei care au luat această hotărâre sunt doar apropiați și prieteni de-ai șefului de partid. Aceasta demonstrează încă o dată faptul că ce schimbări și decizii s-au luat la centru nu s-au înțeles și întâmplat în teritoriu. Liberalii de la Suceava se pare că nu sunt de acord cu ce s-a negociat la centru, fuziunea pe încredere cu PDL. Liderul organizației județene Suceava, Partidului Național Liberal, deputatul Ștefan Alexandru Băișanu, nemai având, se pare, alte variante viabile, are în plan trecerea în rândul Partidului Conservator, unde ar urma să preia funcția de lider județean deținută de un alt deputat cu o imagine de traseist, Cezar Ceată. Negocierile s-au purtat de mai multă vreme, iar Băișanu a tatonat toate variantele politice posibile de la foștii parteneri din USL, adică UNPR și chiar PSD. Soluția finală ar fi filiala județeană a PC, iar în felul acesta trădarea lui Băișanu ar fi mascată de o aparentă revenire la bază. Pentru a grăbi lucrurile, inspectori de la Corpul de Control al primului ministru au mers la Suceava ca să scoată de la naftalină un dosar mai vechi legat de Băișanu de pe vremea când a fost prefect. Materiale de construcții trimise de la rezerva de stat pentru refacerea unor case calamitate și care nu au fost folosite, depreciindu-se la sediul poliției de frontieră. Surse neoficiale susțin însă că de fapt PSD nu vrea să facă altceva decât să demonstreze prin acest joc că liberalii suceveni nu ar accepta ceea ce s-a stabilit la nivel central, fuziunea pe încredere cu PDL. Zilele trecute circulau zvonuri despre trecerea iminentă a liberalului Băișanu la partidul Mișcarea Populară. Ce știu membrii acestui partid despre această variantă, aflăm de la Ovidiu Milici. Nici măcar în stadiu de zvon nu o luăm. Nu vreau să iau în calcul nici măcar ca ipoteză nu o pot lua în calcul. Și vreau să-i asigur pe toți sucevenii că domnul Cornel Popovici este și va rămâne președinte organizației județene a Partidului Mișcarea Populară la Suceava. Sâmbătă avem congres, Suceava va participa cu un număr de 15 delegați la congres, iar la congres vor discuta chestiuni care vor limpezi multe din lucruri, inclusiv din zvonuri și din ipoteze și din tot. Deci așteptăm ziua de sâmbătă când va avea loc congresul, unde vor fi clarificări. O spun și eu și închei, nici măcar în stadiu de ipoteză nu pot să iau un calcul și Cornel Popovici va rămâne președintele organizației județene PNP Suceava. Cum privesc liberalii suceveni cu funcții sau fără funcții de conducere în Partidul Național Liberal situația penibilă referitoare la onoarea unui șef de partid care, deși a înregistrat la alegerile europarlamentare rezultate jenante, nu-și dă demisia. Ba mai mult, testează balanța politică locală pentru a vedea în care barcă să mai sară. Deci opiniile acestora au fost clare. Dar nu mai comentez pentru că nu vreau să mai intru în polemici. Și așa sunt cu Băișanu. Deci dacă e vorba de la devinere, am fost. Deci nu s-a pus în discuții, nu s-a acceptat în discuții demisia lui Băișanu. El cerea o împuternicire continuă, dar nu s-a luat în considerare nimic. Deci s-a discutat problema asta și a zis, domnule, până la delegația permanentă nu facem nimic. Probabil delegația permanentă acolo se va hotărâ. Circulă tot felul de zvonuri că domnul Băișanu ar pleca ba la Partidul Mișcarea Populară, ba la Conservator. Ce știți de asta? Eu nu știu despre asta și probabil că sunt zvonuri și zvonaci. Care rămâne în vigoare fuziunea dintre PDL și PNL? Asta ce hotărăște București. Păi la București s-a decis așa, de aici nu s-aude nimic. Bun, dacă București a intrat la niște discuții între PNL și PDL pe viitor, pentru o alianță, o altă pentru viitor, ca să scoată un singur candidat la prezidențiale și care să și câștigă. Așa. Să câștige. Dar de la a vorbi și până la față mai este cale lungă. Fiecare județ are particularitățile ei. Unii au simpatii cu PSD-ul, unii au cu PDL-ul, unii au PDL cu mai știu cu cine. Deci este foarte greu. Și de aia trebuie decizia luată la nivel de București. Iar cei care spune că Băișanu va pleca într-o parte sau alta, probabil că toți cei din anturajul domnului președinte Băișanu scot asemenea zvonuri.
Mulți liberali i-au cerut demisia, alții care se regăsesc în comitetul biroului politic teritorial l-au reinvestit pe funcție, poate le mai poate rezolva șeful Sandu vreo problemă și vorba aia să se pună astfel bine cu el, cel puțin așa reiese din comunicatul remis redacției noastre. Președintele PNL Suceava Ștefan Alexandru Băișanu s-a pus la dispoziția biroului politic teritorial în ceea ce privește continuarea mandatului de președinte al filialei. Biroul politic teritorial nu a acceptat discuții pe această temă, considerându-se că Ștefan Alexandru Băișanu trebuie să rămână în continuare președinte al PNL Suceava. S-a hotărât că PNL are nevoie de unitate, nedând curs niciunei cereri de demitere a nici unui președinte de organizație din cele 114 localități, se menționează în comunicatul primit de la PNL Suceava. Oricum ar fi, e greu să se renunțe la ciolanul puterii, mai ales după ce a gustat din el. Băișanu vrea să fie șef, indiferent la care partid, doar să fie în centrul atenției. De asemenea, în culisele politicii sucevene circulă și zvonul cum că fuziunea între PDL și PNL va presupune ca noua conducere să fie asigurată de doi președinți. Cel mai probabil președintele viitorului PDL-PNL la nivel județean va fi Gheorghe Flutur, iar Alexandru Băișanu va fi președinte executiv. Dar rămâne de văzut. Lumea politică și mrejele ei sunt pline de mistere.